Minge pentru Surdu, care are spațiu acolo de pătrundere. Surdu, un dribling, Surdu, și este 1-0 pentru Steaua, minutul 69. Cred că Arman Karamian a fost cel care a reușit, da? Arman Karamian este cel care reușește deschiderea scorului. Arman Karamian la al patrulea gol marcat după transferul în Ghencea. Iată ce înseamnă instinctul de atacant, chiar dacă Arman Karamian a fost folosit la Steaua de la venirea de la Timișoara, mijlocaș. Iată ce înseamnă instinctul de atacant. Așteptat balonul pe colțul lung Arman Karamian. Interesantă însă și eficientă și acțiunea lui Surdu. Bine Toha, să vedem ce face Bogdan Stancu. Un șut superb și este 2-0 pentru Steaua. A marcat Arman Karamian. Dublă pentru Arman Karamian în minutul 78. Și al cincilea gol marcat de Arman Karamian pentru Roșalbaștri în acest campionat. Un șut superb al lui Bogdan Stancu. Din transversală mingea s-a dus în bara din dreapta lui Silviu Lung Junior. Apoi Arman Karamian a fost pe fază și a reușit. Craiova într-o situație extrem de dificilă. Noi vedem acum golurile. Mai întâi prima reușită a lui Arman Karamian din minutul 69, după acțiunea lui Romeo Surdu. Frumoasă pătrunderea lui Surdu. Arman Karamian, pentru el era a patra reușită în tricoul roșu-albastru. Avea să urmeze însă a cincea, în minutul 78, după un șut bombă al lui Bogdan Stancu. Steaua se impune așadar cu 2-0. Steaua face în acest moment 59 de puncte, urcă pe locul 4 înaintea Timișoarei, însă steliștii au un meci în plus față de Bănățeni. Steaua are în acest moment un avans de 6 puncte față de Dinamo și a asigurat cel puțin locul 5 în Liga 1, Gamebookers.com. Craiova are 33 de puncte, are doar 2 peste Poliaș, prima formație aflată pe o poziție retrogradabilă, și 3 peste Pandurii Târgu Jiu, care mâine înfruntă pe FC Timișoara. Nu uitați, mâine imediat începe Fanatic Show cu Horia Ivanovici, Ilie Mitrescu și Silviu Gheri. Mâine de la ora 20, Urziceni, Ceahlăul, Piatra Neamț, tot mâine de la 7.